12 cupluri din Sighetul Marmației, care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsnicie, au fost din nou miri pentru câteva ore la evenimentul Nunta de Aur organizat de PNL filiala Sighet. Aceștia au avut parte de câteva surprize din partea organizatorilor. Marcarea acestui eveniment este un proiect vechi al filialei PNL Sighetul Marmației și anul acesta a fost reluat pentru a le oferi cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie prilejul să sărbătorească acest moment. Fie binecuvântată această zi. Vreau să mulțumesc și echipei cu care am reușit să organizăm această zi, echipa colegilor mei din Partidul Național Liberal, fără de care, sigur, acest eveniment nu ar fi avut loc. Este foarte greu să vorbesc astăzi în fața dumneavoastră, pentru că ne despart niște ani și pentru că ne desparte foarte multă experiență pe care dumneavoastră ați acumulat-o în cei 50 de ani de căsnicie. Este un moment emoționant și pentru mine, pentru că cu atât mai mult îmi este greu să vă adresez câteva cuvinte. Ce pot eu să vă spun unor perechi atât de frumoase, care, iată, au parcurs 50 de ani împreună? Că este multă dragoste, că este mult respect, că este foarte multă recunoștință, că este fidelitate. Cu siguranță sunt cuvintele care unesc și au unit ceea ce astăzi sărbătorim aici. Nu pot decât să mă plec în fața dumneavoastră, să vă asigurăm de tot respectul și recunoștința mea și a colegilor mei și poate că nu am reușit să identificăm mai multe familii. Poate sunt mai multe. Și pe această cale ne adresăm oarecum scuze față de cei pe care nu am reușit să identificăm în acest an, însă ne dorim ca acest eveniment să devină o tradiție și în anii următori să continuăm să sărbătorim munca, să sărbătorim încrederea, să descoperim și să sărbătorim împreună ceea ce înseamnă 50 de ani de căsnicie. Este foarte greu într-o societate în care nu cred că mai avem multe repere morale, profesionale și chiar religioase. Cu siguranță dumneavoastră reprezentați un model. Un model pentru mine, un model pentru generațiile care urmează, un model pentru toți colegii mei care se află astăzi aici. Mă închin cu respect în fața dumneavoastră, mă bucur că ați dat curs invitației de a sărbători împreună 50 de ani de căsnicie. Probabil mulți retrăiți în acest moment ceea ce a fost în urmă cu 50 de ani. Eu vă felicit încă o dată, vă doresc la mulți ani fericiți în continuare și contăm pe tot ceea ce dumneavoastră ați construit în acest oraș și cu siguranță toți avem multe de învățat de la dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată mult, vă urez la mulți ani și cred că meritați în primul rând aplauzele. Am dat curs invitației doamnei Ivașcu pentru a fi împreună cu dumneavoastră la acest eveniment important din viața dumneavoastră. De aceea mă voi adresa, dragi miri, pentru că vă sărbătorim și vă dăm tot respectul pentru faptul că ați reușit în acești 50 și peste 50 de ani să țineți unitatea familiei și prin aceasta să dați urmași de seamă și vrednici pentru acest municipiu. De aceea aș dori ca înainte de orice să începem cu o sfântă rugăciune pentru ca Bunul Dumnezeu să-i aducem Bunului Dumnezeu să-i aducem mulțumire pentru viața, sănătatea și anii pe care vi-a dat până acum și de care nădăjduim că veți fi împreună cu noi încă mulți ani de aici înainte. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mângâitorule, Duhul adevărului care pretutindeni și toate le împlinești.
Vistierul bunătăților, dătătorule de viață, vină și te sărășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, mântuiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, mântuiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, mântuiește-ne pe noi, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău cel Sfânt, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești din cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă, căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință, aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor Tăi, care astăzi își serbează 50 de ani de căsnicie. Și ca pe Domnul, Stăpânul, Binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm și iarăși, căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurata și nespusă Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum pe robii Tăi și rugăciunea robilor Tăi. Și cu milostivirea ai învrednicit, a li se împlini cererile, așa și de acum înainte, învrednicește a spori în dreapta credință, în dragostea cea către Tine și cea către aproapele și în toate faptele cele bune, adobândiale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace, liniște, sănătate și ne învrednicește pe toți totdeauna mulțumirea aduce. Cele prea bune a grăit și a cântat Ție, celui fără de început al Tău, Părinte, Preasfântului, bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, binecuvintează mâncarea, băutura, pe robii Tăi, că Sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Am dorit să-i dau această atmosferă de moment aniversar din partea organizației PNL Sighetul Marmației. Noi am pregătit, așa cum am spus alături de colegii mei, niște diplome aniversare însoțite de mici cadouri ca să vă amintească de acest moment pe care eu cred că o să-l petrecem cu bine împreună, pentru că avem multă muzică bună, vom avea surprize, am pregătit niște bucate și am aranjat așa cum am crezut noi de cuvință și cred că sunt la sentimentul dumneavoastră că am reușit să dăm o turnură festivă acestui eveniment și am pregătit mici surprize care să vă amintească și de această zi. Ordinea în care voi citi și voi mâna aceste pachetele este strict întâmplătoare. La fel cum dumneavoastră ați ales să vă așezați astăzi la masă. Vă rog să primiți cu mult respect, cu multă recunoștință, o diplomă aniversară care se acordă familiei Bodor, Victor și Maria. La mulți ani fericiți! Da. Din partea mea cu mare drag, vă strâng mâna. Ne pupăm mai târziu, că nu avem cum peste masă, dar vă strâng mâna. Vă felicit încă o dată și vă urez la mulți ani. Și, Doamnă, pentru că nu știu ce bucățel ați avut dumneavoastră acum 50 de ani,
dar noi am gândit un buchețel simbolic de mireasă și pentru dumneavoastră. Haideți să aplaudăm familia mea. Tot o diplomă aniversară și o mică surpriză din partea noastră se acordă familiei Pisău, Anuța și Ioan. Mulțumim mult, Anuța! Și de asemenea am pregătit și pentru dumneavoastră un fughețel de mireasă, nu știu cum a fost acum 50 de ani, noi l-am gândit în culorile toamnei, vă urăm la mulți ani și vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut în acești ani. Diploma aniversară se acordă unui domn pe care cu siguranță multă lume îl cunoaște și a și rămas în picioare, că știe că despre dânsul vorba. Noi ne întâlnim foarte des la ședințele de Consiliul Local. Vine și ne spune nemulțumirile din oraș, asta e foarte bine. Pentru că tot de la cetățeni putem să aflăm tot ceea ce ne place sau nu ne place în municipiul în care locuim cu toții. Așadar, o diplomă aniversară la 50 de ani de căsnicie, la mulți ani domnului Paul și familiei Gabriel, Paul și Maria. Și buchețelul pentru doamnă. Tot o diplomă aniversară familiei Roman, Petre și Ioana. Familia Roma, felicitări domnului Petre și doamnei Ioana, o diplomă din partea noastră cu mult drag, 65 de ani de căsnicie, vă felicităm cu toții și mulți ani împreună. Și noi vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi. Vom acorda astăzi familiei Catrineț, Maria și Nuțu. Aici e doamna Catrineț, tânără doamnă și 50 de ani de căsnicie. Haideți să vă dezvălui un și colegi. 40 de ani colegi de muncă cu domnul Catrineț și familia Bârsan oferă și un buchet de flori. Și din partea noastră o mică atenție să vă simțiți bine. Eu zic că putem începe nunta, de s-a dat binecuvântarea, mulțumim părinte, poftă bună! Cine se vrească la bunița? Invitații să trăiască, invitații să trăiască la bunița. Bunița trăiască, bunița trăiască la bunița. Bunița trăiască, bunița trăiască la bunița. Cine să trăiască, cine să trăiască la
să iubiți bine. Aș dori ca în seara asta să vă petreceți cu mine. Aș dori ca noaptea asta să vă petreceți cu mine. Ediției din această seară a emisiunii Manifest. Eu sunt Dana Berci și vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!